ia uite, ne-am apucat să căutăm mizeria. Nu, căutam sarea. Da, căutai sarea. Nu, serios, sigur. Chiar căutam sarea. A, căutai sarea. De ne crezi proștul. Aoleu, Flori, ce ai pățit? Te simți bine? Da, foarte bine. De ce? Ca medic am jurat să nu fac rău, dar ca femeie n-am jurat să fac nimic. Mai ales zdrențelor care se dau la bărbații altora. Și pe urmă, un pic de albastru de metil în cafea n-a omorât pe nimeni, nu? Aoleu, doamna doctoră, sunt gravidă? De ce să fii gravidă? Că mi s-a albăstrit. Când ești gravidă, se albăstrește testul de sarcină, nu gura. Păi și atunci ce am? Nu știu, dar e grav. Cât de grav? Nu trece cu medicamente. Păi ce e? Cred că te-a deocheat cineva. Nu. Ești gata? Sunt gata, doamnă doctoră, dar... Mă cam și așa, nu știu. M-a convins doamna doctoră să merg cu ea la o vrăjitoare. Până la deochiul ăsta, eu nu eram superstițioasă sau ceva. Bine, credeam ca orice om în aia cu sarea, aia cu pisica, aia cu strănutatul la mort, chiar și aia cu întorsul din drum. Dar în restul prostiilor, eu nu credeam.